Suntem în direct, iar astăzi vorbim despre Survivor. Alături de mine Alexandra Gogă, colega mea, îmbrăcată la 4H. Și cum i-ai zis că o cheamă pe ea? Kim Kardashian? Kim Kardashian de România. Ah, de România, de Pache, mă. De Pache. E competiția mare pe România. De pro. Să rămână Alexandra, bine ai venit printre noi. Bine v-am regăsit. Și bineînțeles, îl avem pe, cum i-ai zis că îl cheamă? Jason Statham. Piticul de la circ. Cristi Mitre, oameni buni. Cu ei vorbim astăzi, dar și cu următorii noștri invitați. Avem tot felul de materiale, se va arăta. Și ce e cel mai important e faptul că doi faimoși au acceptat să stea față în față astăzi, cu toate că n-au avut cele mai bune cuvinte de spus unul către altul atunci când au fost în competiție și mai ales când s-a terminat competiția. Pregătiți? Da. Cel mai așteptat moment a fost acesta. Da. Cel mai așteptat moment, iar acum vor fi față în față, Alexandra, pentru că avem, putem spune, o războinică. Vine din colțul albastru, nimeni alta decât Furtuna Andreea Tonciu. Te-am pus în colțul albastru pentru că tu ai zis că războinicii erau mai tari, că războinicii îți plăceau și m-am gândit că ești războinică. Să știi că mi-ar fi plăcut. Bună ziua, în primul rând, să fiu războinică. Bună ziua, ai dreptate. Da. Bună ziua. Arătați trăsnet, v-ați îmbrăcat de nota 10. Îmi mulțumesc, Alexandru Simedru, pentru această ținută minunată. Cine? Alexandru Simedru. Salut, Alexandru, te salut, numai bine. Este stilistul meu, Cătălin, doar sunt o vedetă acum și eu și trebuie să fiu cu stylingul la zi. Ok, bun, da, arăți trăsnet, așa. Mulțumesc. Bine. Șosetele ți le-a dat pentru că e iarna afară sau pentru că așa pentru e ținuta? Că, nu, pentru că se schimbă anul timpul și să nu răcesc la piciorușe. Pentru că dacă răcești la piciorușe, cine știe ce se poate întâmpla. Așa Ștită. Este. Pregătită, Andreea Tonciu, să fii față în față cu Robert Niță, care vine din colțul roșu astăzi aici. Da, cu fratele meu, Robert Niță, care nu mai este. Fratele Suriorul. Păi stai un pic, mai nene, cum stau lucrurile, aflăm imediat. Nimeni altul decât un faimos intră aici, din colțul roșu, Robert Niță! Dacă a venit Furtuna... Furtuna și ghilotina. Da. Perfect, deci tu ai luat umbrela asta. Păi am auzit prezentarea. Pe mine m-a îmbrăcat mama, că am plecat repede de acasă. Eu n-am pe astea. Eu nu sunt cu... E ceva pitit că nu, nimic nu, azi. Nu, nu, nu. Atunci mai avem mâncare, mai avem ceva? Nu e nimic, dar... Stai un pic, că spun eu că mai e după camera. Da, poate avem un tort al lui Bunelu, Constantin Enceanu, de ziua lui. Nu, ei spune la mulți ani, așa, în asta și poate ne invită Bunelu, la ceva. Bunelu, la mulți ani! Tot ce vă doriți să vă dea Dumnezeu. Domnul Enceanu, la mulți ani! Se îmbracă. Da. Hai să dezbrăcăm tortul și vedem când vine domnul. Se îmbracă, noi îl arătăm aici, să vadă Constantin Enceanu că e la tort. Doamne, și păcat să nu... Da, mititei jumări, asta nu... Asta suntem pe tort. E tortul pentru maestrul Constantin Enceanu, oameni buni, să nu ziceți că noi l-am făcut cadou. Pe aia să-l mâncăm noi, că e păcat să stea acolo până vine maestru. Perfect. Andreea Tonciu, Robert Niță. Colega mea de la acolo. Da. Încântat, Robert Niță. Îmi pare bine, îmi pare bine mie. Să vă cunosc. Și mie. Mi-am dat seama că nu ne cunoșteam atât de bine cum am crezut înainte. Da. Da. Eu simt tensiunea. Bă, vreau să le spunem oamenilor ceva și noi suntem foarte fer aici și tu ești. Ai zis că nu vrei să stai lângă Andreea. Mă mut eu aici. Nu, am zis să nu, că am văzut-o și cu tocurile alea așa și eu am probleme și cu gleznele, știi? Și am zis să nu mai îndea la picioare. Atunci trece Cristi Mitre întrebări. Nu, eu pot să stau și în brațele aia, nu-i problemă. Că nu, că mi-am mor piciorușele și mor. Hai, Cristi, treci tu aici ca să nu fie totul. Hai, Cristi, vino aici. Hai, ia un loc acolo, Robert. Mă bucur că, uite, acum sunteți amândoi față în față. Ce faceți? Sunt un bun prieten al lui Smărândescu. Că am văzut da? Că, da. Mă bucur mult de tot ce să zic. Să trăiască, Doamne ajută. Poți să mă mut la loc sau... Nu, stai nu? Acolo, prietenul meu. Da. Să rămână. Exact, uite, s-au împărțit paharele. Totul e foarte frumos. Întrebarea este, Robert, ești acum cu Andreea Tonciu aici la aceeași masă? Da, am fost și în aceeași baracă, în același safari, în aceeași barcă, da. Până la un moment dat. Dar ce s-a întâmplat? Acum, uite, voi sunteți amândoi și puteți să spuneți lucrurile pe nume, pentru că toată lumea a înțeles că voi sunteți prieteni când ați plecat acolo. Era Suriorul și Surioara. Așa nu. Și la un moment dat s-a rupt totul, adică tu nu mai o susțineai pe ea, ea nu mai te susținea pe tine, adică s-a rupt. Când s-a rupt? Nu, că așa înțelegeți și noi ce înseamnă show-ul ăsta. Nu, noi n-am făcut parte sau nu ne-am vorbit dinainte, prieteni n-am fost. Ne cunoșteam, ne salutam, ne respectam și așa mai departe. Ne văzusem de 3 ori în viață. A existat așa o simpatie, da, care a existat, că asta zic, contrar era Suriorul celor și Suriorul spuse, probabil încă există. Au fost niște
suntem compatibili. Niște păreri ale Andrei. M-a sunat, am vorbit, chiar am vorbit foarte mult înainte de competiție. Am fost împreună, am făcut testul respectiv. Adică nu a fost niciun fel de problemă. Peste ce s-a rămâne? După, nu știu, cred că pe ea au deranjat anumite lucruri care s-au întâmplat acolo și ne va spune ea mai pe larg și mai exact ce. Exact, asta a fost când s-a revenit aici. Eu i-am spus ei un lucru acolo care, din păcate, sau din fericire că își dorea să fie alături de fata ei și de soț, ea la momentul respectiv nu l-a înțeles și de acolo probabil ne mai putem dialoga după ieșirea ei din competiție și a expus părerea care, na, trebuie să o acceptăm. Pot să spun și eu punctul meu de vedere. Îl respect foarte mult pe Robert și chiar... Bă, ce-mi place, băi, nenele. Zici că sunt până acum, la se bălăgăreau, ziceau, și, fiecare are acum... La consilii nu se votează și după aia se pupă când plec și pleacă și plâng. E, nu toți, ai văzut că eu nu i-am pupat chiar pe toți. 50%. Dar m-a deranjat la el că începuse să fie prieten cu un alt coleg de-al nostru. Aia, ești gelos. Să știi că de obicei, da, și cu prietenele mele sunt geloasă, da. Cu Cerebel. N-ai fost atât la nevoile ei. Au acuzat-o pe Otilia că este sclava mea și dădaca mea. Iar Robert, la un moment dat, eu nemai putând sta acolo la fiecare testimonial, plângeam. Și Robert, la un moment dat, îl întreabă pe Cerebel, venind Cerebel de la testimonial, îl întreabă, ce ai făcut? Ai fost la interviu? Și el, da, a, dar ai plâns, da? Dacă nu plângi, du-te mai dă o dată interviu. Ca și cum eu tot timpul plâng la interviu. Da, plângeam pentru că asta simțeam. Mă simțeam singură, mi-era foarte rău și nu mai suportam. Deci, practic, Robert, era ăla care băgai bățul prin gard și o agitai. M-am încins puțin. Te rog, haide că avem și niște imagini. Liniștește-te, băiatul. Fii atent. Liniștește-te. Hai să spun asta cu plânsul. La testimonial am plâns și eu. Și am spus-o și la tine și la Zani. La testimonial a plâns și Smărândescu. Da, e normal. Prietenul nostru comun. Ești un pic dereglat acolo din toate punctele de vedere. Poate un pic mai sensibil, poate un pic mai nervos. Eu așa înțeles în momentul respectiv că am făcut referire la ea. Da, discuția a fost și a fost discuția nu între mine și Smărândescu sau între mine și Cerebel. A fost o discuție în grup, în restul grupului, pentru că Andreea era cu Otilia. Eu cred că toată lumea ajunge, iartă-mă, într-o stare de asta emoțională slabă sau joasă și ajungi să plângi destul de ușor, că, Doamne iartă, mai destul factori care te fac să ajungi acolo sau destule lipsuri. Eu cred că nu s-a înțeles bine, cred că ea a înțeles, de fapt, a bine, vrut să spună că el a făcut-o falsă, în sensul ăsta. Cred că eu asta am înțeles. Niște imagini care arată exact cum stau lucrurile. Sau, regia, avem imaginile. Cătălin, eu zic să facem în felul următor. Pentru că, practic, tot scandalul acesta a pornit în momentul în care Andreea a fi spus că Robert s-a prefăcut, că nu s-a accidentat. Asta e cineva... Și atunci de acolo să pornim, să vedem imaginele ce a declarat Andreea, nu? Da. Și atunci Robert acum să spună punctul de vedere. Da. Să vedem. Bineînțeles. Era de așteptat pentru că Robert Niță nu s-a integrat și nu s-a adaptat. Și acum este problema? Poftim? Este problema echipei că nu s-a adaptat. Nu, este problema lui personală. Cu părerea mea despre Robert Niță. Robert era foarte tăcut, foarte schimbat și nu înțelegeam atitudinea. Când am ajuns în junglă, foarte retras, foarte tăcut, din punctul meu de vedere, a găsit o scuză că este accidentat. Nu contest că nu l-a durut spatele. După această accidentare, el a vrut și poate îl înțeleg pe de altă parte, că el a fost sportiv la viața lui și nu a vrut să pară în fața națiunii că, vai, eu sportiv nu pot să rezist într-o junglă și nu pot să rezist la aceste trasee. Și din punctul meu de vedere, consider că a spus că este accidentat, dar nu a fost. Este un punct de vedere, dar nu este un verdict. Deci cam așa stau lucrurile. Este un punct de vedere, dar nu este un verdict, cum a spus și Andreea. Zani. Iar Andreea acum, nu știu, cred că despre orice poate vorbi mai mult și mai bine decât de medicină. Asta așa este, dar pot să-mi spun punctul de vedere. Asta am considerat eu. Nu am făcut referire că nu este accidental la spate. Știi foarte bine că ai avut și alte probleme și m-am oferit să-ți dau o cremă care o aveam la mine. Și bineînțeles că și eu am trecut prin chestia asta. Cătălin, mai ții minte și la ce sosul? Ce cremă aveai la tine? Un unguent.
unguent, da. Puterea ursului. Avea un o cremă unguent. Era aia cu puterea ursului, ceva rău, de rău. Dar și eu am avut problemele astea și de-aia am zis să-mi o iau la mine. Așa. Și am vrut să-l ajut, că eu, vă zic sincer, eu l-am considerat pe el prieten cu mine, adică am fost foarte compatibil la telefon, vorbeam foarte mult la telefon și am zis, băi, eu cu Robert cred că o să ne înțelegem foarte bine acolo. Da. Și nu i-am înțeles atitudinea. Dar vreau să spun ceva. Te rog. În prima zi, când am stat la hotel, până să intrăm în junglă, ai stat în cameră cu rengle. Da, și nu știu, cred că și de unde ce ai mai postat tu, că m-am uitat așa, sau Cătălin știe că am mai avut discuții cu prietenii care mă mai informau. Referitor la ce ai spus tu, că la hotel eram eu supărat sau nu știu ce. Nu eram supărat, dar cred că a venit rengle și ți-a făcut masaj la timpan cu limbuța. A spus tuturor de acolo. Da, deci tuturor ne-a spus ce a făcut Robert în camera de hotel, dar nu eram numai eu. Că a vorbit la telefon cu soția lui și că era foarte supărat, că nu-i place unde a ajuns și că nu vrea să intre în concurs și că nu are ce să caute și că nu vrea și că vrea să plece acasă. Eu un rengle pe care l-am citit, că nu e greu să-l citești pe rengle, cu care am stat în cameră fix vreo 3 minute, era și mai la bustul gol așa și m-am speriat. Nu s-a înțeles, eu ți-am zis că nu s-a înțeles. Și mi-a spus că, bine, acum eu sunt mai de modă veche, știi că mâncarea se șeruiește. Știi, dacă tu ai un fursec, zici, șeruim, brother? Adică nu mai împărțim, nu mai, că suntem murdari de engleză pe la gură toți acum, știi? Le șeruim, le zăpăcim. Și dădea un vibe. Și eu m-am uitat prin cameră, zic, nu, avea vândul ăla de tremură pe noptieră, că știam istoricul, știi? Nu, așa că îmi zicea de vibe-ul lui, știi? Ține-mă ca să nu cădem amândoi, știi? Și îmi zice, mie ăsta îmi dă un vibe nasol, referindu-se la Smărândescu, pe care îl văzuse... Nici măcar în avion, că el s-a dus înainte acolo cu vreo două zile ca să prindă vibe-ul de dominicană, știi? Și venea de la Shaman, de la Sharaiman. Și eu știam de Sharaiman, că mi-a zis, băi, cântăm ceva, fratele meu, cu Sharaiman, cu asta. Nu, de la Shaman. Și el s-a dus și a băgat limba. Eu mi-am dat seama repede cu discuția, adică, cu Smărădescu. Ia 100% ce a spus la un moment dat. Este pentru că a auzit de la rengle. Că eu eram cu rengle în cameră. Am împachetat rengle pe toți acolo. Pe mine nu mă împachetează nimeni, nici soțul meu, crede-mă. Eu am stat 3 minute cu rengle în cameră. Am împachetat toți. A doua. Eu am stat 3 minute cu personajul. Da? Am luat telefonul și m-am mușchit afară. Și era așa nasol la resortul ăla de 5 stele, încât nu-mi plăcea nimic, știi? Adică era o mâncare de dimineață până seara și tot așa. Avem o beta, nu, Alexandra? Un material în care vedem cum și Andrei atunci o leșină, pentru că și tu ai spus că și ea se prefăcea și că toată ziua leșina și că tu erai frățiorul care o ține și avea grijă. Păi și ne-au, hai să vedem beta, să vedem cine a fost lângă ea cele două dăți când a leșinat. Da. Chiar apropo să-mi iei un tricou înapoi, că l-am învârtit pe ăla până când s-a șifonat și nu mai. Vine și spune, băi, eu eram singurul care îi păi țineam acolo. Păi uite, hai să vedem materialele, te rog frumos. N-am spus că n-a avut grijă de mine și, bineînțeles, eram leșinată și nici n-am văzut cine era lângă mine, Cătălin. Nu puteam să fiu atentă, eram în lumea mea atunci. Dar să știi că el îți făcea vânt cu tricou, dar tot el spunea că simțea că te preface acolo la leșinurile astea. Așa ceva? Am spus că toți au leșinat în fața camerelor. Toți. N-am o singură dată s-a întâmplat și odată mi-a fost rău. O dată ți-a fost rău pe bancă și a doua oară când ai urcat cu mine sus. Da, atunci chiar la Cucurigu te-ai așezat jos, ai zis, să zic ceva. Cheamă doctorul. Ți-ai zis, surioara mea, uite-te în cameră, că a venit camera, televiziune. Cazi acum. Iar niște înțepături. Da. Aici mai și glumă. Hai să vă spun. Am foarte mari probleme pentru că nu beau apă. Am fost la spital și analizele au ieșit și eram 100% deshidratată. În ziua aceea îmi venise și problema femeii și normal că am cedat, n-am mai putut rezista. Hai să vedem imaginea. Mie mi-este foarte rău. Mai jos, mai trage mai încolo. Hai, Nu. Ești ok, Andreea? Vorbește cu mine. Poți vorbești cu mine? Zi-mi ceva. Deci, practic, acolo ți-a făcut rău și singurul care era lângă tine era Robert. Păi da, că a fost de la bun început lângă mine.
De când eram sus. Și atunci de ce nu încetați cu securea asta a războiului? Dar nu avem niciun război. Nu i-am înțeles atitudinea lui Robert față de mine. Sunt deshidratat. Și tu ești deshidratat, băiatul meu. Uite, eu gură de ce ești. Nu că am văzut, că n-am știut cu acum. Uite, vă zice lumea, după luptă, mulți viteși se arată. Da. Vreți să vă spun eu cum? Iartă-mă. Trimite lumea mesaje pe WhatsApp. Uite, vă citesc mesaje. Asta mi se pare o problemă maximă, pentru că de câte ori au fost discuții între ei, de câte ori sunt discuții între ei. Da, mă, când sunt față în față sunt prieteni exact. Toți. Niciodată nimeni nu spune nimic, asta mie nu știu de ce îmi dă dovadă, dar când ajung toți la consiliu, dacă nu varsă toate răutățile și toate frustrările de pe lume acolo, zici că pe scaunele alea nu știu ce se întâmplă, e buba neagră. Păi, da, e și consiliu. Dacă sunt toți oameni și avem coloană vertebrală, de ce? De ce? Eu vreau să știu de ce nu vă lămuriți lucrurile acolo în cabana aia, da. Cum zicea și Drăgulescu bine sau cine a zis. Stai puțin. Mă, toată lumea stă toată ziua acolo la un loc, toți, cu toții, unul cu altul și nu vă rezolvați problemele. Păi și le aruncați între voi doar oricând când sunteți singuri, ori pe testimoniale, ori numai la consiliu acolo. Aruncați toate nenorocirile la un loc. Păi în cabana aia acolo nu sunt ce? Sunt nu discuții. Sunt camere, exact. Și unii dacă trebuie, uite... De exemplu, unii au intrat cu o strategie acum și îl vedem pe frățiorul lui TJ, care aseară după consiliu îl atacă pe ăla. A fost rândul lui Smărândescu, a fost rândul lui Cerebel, acum a ieșit Radu, care era în grupul lor și sunt emoțiile mari acum, că practic au rămas doar ei doi, Radu a rămas doar Laura și cu Rengle și trebuie să facă ceva să-l scoată puțin pe TJ în față. Da. Hai că fii atent, am primit și mesaje și le citim de la oameni. A zis cineva să-i spun lui Andreea Tonciu că, uite aici, citește tu. Nu. O ador pe Andreea Tonciu, puteți să-i transmiteți, este idolul meu. Mulțumesc, mă pup! Atât am avut de zis. Mulțumesc, Cătălin. Perfect. Sunt mesaje. Uite, hai să vedem. Dați vă rog secvența când au ajuns în cabană. Ce gură mare avea Tonciu, arată... Pe normal, e mare. Aaaa! Cel mai tare concurent, Smărândescu. Vorbește Cristi Mitrea, câștigătorul Survivor 2060. Cât ani o să am? Andreea Tonciu, prefăcută. Măcar dacă eram așa. Deci, ideea asta, lumea zice în felul următor, că voi, practic, și Cecea și Cristi, sunteți oameni care la consiliu, când nu mai e nimeni cu voi, spuneți, mamă, ăla cum e. Da, eu am votat-o pe ea să iasă. Eu am votat-o pe ea, i-am și spus, ți-am spus, da, când am văzut-o în ce stare era, i-am zis, băi, eu mă duc acolo și te votez. Și a zis, ok, te rog. Da. Păi, că am spus acolo, domne, nu s-a adaptat, poate nu știe unde a venit. Poate nu și-a dat seama cât de greu îi va fi aici, fără telefon, fără mâncare, fără... Da, într-adevăr, mi-a fost foarte, foarte greu, dar cel mai greu mi-a fost pentru că nu am avut... susținerea celor de lângă tine, la așa care așteptam. Da. Acolo și fiecare pentru Robert el. M-a trădat, că este un trădător. M-a trădat. Asta mă zice. M-a trădat. Descarcă-te. Păi da, l-am considerat fratele meu și el a spus, o să fii surioara mea cât timp o să stăm aici. M-a trădat exact ca pe un cățel. Nici măcar pe un cățel nu-l trebuie așa. Nu l-a trebuit în junglă, lași unde duci la adăpost undeva. Tonciu, vreau să zic, se întâmplă niște lucruri. Telespectatorii acum zic în felul următor. O iubesc pe Andreea Tonciu. Ce simpatică e Andreea Tonciu. Când ai venit prima dată în emisiune, erau și mesaje care te criticau foarte tare, vezi? Păi poate astăzi arăt mai bine, Cătălin. Nu, dar poate oamenii ușor îți dau seama exact cum stau lucrurile în acest show, pentru că vă văd și după ce ieșiți și ce se întâmplă. Alexandra zice, mai are, ce material mai vedem? Ca să... Aia cu accidentarea, dacă tot e Andreea aici, poate și explic puțin cum a fost. Avem accidentarea lui Roberniță, da. Avem, perfect, imediat caseta, vă rugăm. Imediat, băgăm caseta și vedem materialul. Pentru că Andreea spunea de tine cât ai prefăcut. Hai să vedem. 1! 5-3, împinge acolo Alexandru Nedelcu și spulberă, iată, l-a spulberat în urle, te practic rotește Alexandru Nedelcu, 6-3 pentru războinici. Eu știu sigur ce s-a întâmplat aici fără să-mi zică nimeni. Nu cred că s-a prefăcut deloc, eu cred că l-a dat pe spate. Din punctul meu de vedere, scuză-mă că zic că nu mă pricep, dar știi ce văd eu ca telespectator? De la poziție. Și ca femeie? Te rog. N-am văzut nicio accidentare. Nu, adevărat, nu se vede. Crede-mă că nu se vede. Păi nu se vede. Dar eu, din punctul meu de vedere, n-am văzut. Nu se vede, doar am văzut că era acolo în brațe și atât. E corect că n-ai fost întinat cum trebuie și n-ai avut bandă joasă. Deci Andreea a făcut pârghie, corpul să stea așa. I-a dat pe spate. Știi ce m-a dat cel mai mult peste cap? Că în momentul când
Nedelcu, care nu înțeleg și n-a avut nicio vină. Erau confruntările directe, era 2-0 pentru mine, adrenalină. În momentul când el dărâmă totemul ăla și practic proba acolo să încheie. Ce, că a continuat, eu, a continuat. Exact, din adrenalină. Dar eu mă opresc în momentul ăla după ce că mă stătusem prost acolo. E greu să fii calculat în astfel de momente și în astfel de concursuri când ești cu adrenalina la maxim, câteodată nu te limitezi. Și el mai face încă un arc de cerc cu ăla așa și normal. Tu ai stat drept relaxat și ți-a dat spatele. Acum se vede, uite, dărâmă ăla și uite cât se mai duce. Da, uite-l cât, acum abia se oprește și ăla tot se mai duce. Da, și nu, el a avut spatele relaxate, spun eu, a stat drept, a avut spatele relaxat și l-a dat pe spate. Să considerăm că s-a dat într-o tiribombă. Nu e când dar e normal să crezi acasă că se preface. Și vă spun și de ce. Pentru că în momentul în care a fost și un precedent de foarte multe ori. În momentul în care vezi că pierzi, mai ales în primele secunde, normal să renunți și zici m-am lovit, de asta n-am putut să iau punctul, că m-am lovit. Se face, se practică treaba. Nu spun că ar fi făcut-o Robert, însă e normal ca de acasă sau de acolo să te gândești când a pierdut. Da, pentru că te gândești, bă, ce da prea repede, prea ușor. A simțit că pierde punctul și atunci ce să zică? Bă, sunt slab, am pierdut punctul, zic că m-am accidentat. Da. De asta. Da. Deci, până la urmă, Andreea, poți să-și ceri scuze, domnul Berniță, accidentat. Poftim? Să-și ceri scuze că ai crezut că s-a prefăcut atunci cu chestii de astea de la medic. Cătălin, în ce limbă mi-ai vorbit? Că n-am înțeles. Ce, e greu dacă ai greșit ceva să-și ceri scuze? Nu, dar nu am greșit. Avem și cu căruciorul. Nu. Dar cu părerea asta înseamnă că trebuie să-mi ceri scuze. Asta este opinia mea. Faci niște acuzații care nu sunt fondate. Zici, bă, Robert, îmi pare rău, am greșit, nu m-am priceput. Nu, îmi pare rău prin ceea ce trece acum. Recunosc că îmi pare rău, dar nu pot să-mi cer scuze că nu i-am făcut nimic. Îmi pare rău că am judecat pipitaci odată, zi așa. Dar nu spune tu, dragă, ce trebuie să zic. Zic ce vreau eu. Da, uite. Mă rog, exact, sunt și oameni care trimită mesaje și spun, bă, din fața televizorului pare mai ușor. Adică acolo ai impresia că totul, eu am și spus, Cătălin, totul pare mai ușor. Știi de ce? Că omul stă acasă, liniștit, când simte că e puțin foame sau pe publicitate, deschide frigiderul, bea o bere, mănâncă ceva și tu vii și spui la un testimonial, mamă, ce foame mie. Da. Păi ce, mă, și mie nu mi-a fost foame și am mâncat, ce te vaiți atât, nu știu unde te-ai dus. Da. Sunt lucruri care nu sunt le poți transmite. Sunt lucruri pe care nu le poți transmite, nu știu, dorul de casă, cât de... Zici, mamă, ce frig a fost azi noapte și umezeală. Ei, și? Și sunt lucruri pentru care nu ești pregătit. Adică tu poate zici, domne, o să rezist, o să mă descurc, dacă mi-aș duce acolo, e altfel. Uite, Andreea, mi se pare incredibil că n-a dormit 11 nopți. Ți-am deranjat? Ce mai contează acum? Păi nu, vreau să spui dacă am deranjat. Contul, să vă reglați conturile. Acum nu spui că mai deranjat. Dar uite, de exemplu, în ultimile, înainte să o elimine pe ea, ultimile 3-4 nopți, de câte ori se trezea, mă găsea la foc. Punând lemne. Că nu mai îngăseam păi, pe mine, dar nu dormeam, eu vreau să văd cine de câte ori să ridica de când de lângă Olivia. Să nu vină, nu hoții și obolani. De lângă Otilia. Și n-aveai cum... Eu le-am mai spus și lor acolo de câteva ori. Bă, aici nu venim să ne schimbăm unii pe alții. Că unul are 48, unul are 40, unul 28, unul șeruiește nu știu ce, altul în parte. Bă, trebuie să ne suportăm. Că și pe mine mă deranja când, nu știu, Andreea de câte ori auzea valul, o întreba pe Otilia. Ce s-aude? Fată, hai cu mine, faci pipi. Hai să mergem acolo. Normal că, dar ce să-i zici? Stai, bă, din gură, că eu dorm. Da, spunem în șoaptă, nu în gura bine, mare. Bine, tu și când vorbești în șoaptă te-am zis. Da, am gura mare, da. Și atunci, normal că, dar ce să zici? Uite, Smărândescu are 47 la picior. Păi când se trezea dimineața și începea cu papainoacele alea să meargă pe acolo, făcea cabana așa, USB-ul ăla să-mi doia. Uite așa, ziceai că dormi mare. Erau valuri. Ce trebuia să-i zici? Bă, ce faci, mă, cu alea, cu labele alea în picioare? Nu și-a găsit nici Adidas, săracul, cred că și-a luat un pic mai mici. Ce trebuie? Băi, Smărândescule, când te trezești, du-te și plimbă-te prin apă sau pe plajă. Dar voi aveați paleta acolo? Cum? Da, ecologică, e totul eco. Adică v-ați construit voi? Te duci unde vezi și acolo unde îți place te și așezi. Știi? E eco totul, știi? Un pic și... Tot timpul am dat seama un baie mare, n-am niște reguli, să spui. Da, aveam. Te duci cât mai departe să nu călcăm în el. Păi asta era ce să zic. Și ia bombe calțe mai duce acasă. Ce făceai tu? Păi nu, în două săptămâni doar o dată am fost. Atât, pentru că nu mâncam. Dar erau plimbările astea, vreau să știu. Ale mele? Păi a fost doar o dată. O dată, în două săptămâni. Păi nu era mâncată, sora ta, ce vrei să dea? N-aveam ce. Și
pentru celelalte nevoi, să, noaptea să o lua pe, o trezea pe Otilia. Și o ducea spre malul apei, unde era mai lumină, știi, că mai bătea luna, mai s-a prindea cât o stea, mai vedea, știi? Și? Să puneau acolo ușor, hăț, cu pelerinele. Astea au fost singurele care, cred că concurente, ele două în istoria competiției, care tot timpul au dormit cu pelerinele pe ele. Păi cum vrei să dormi? Cred că și la prânz puneau pelerinele alea pe ele, n-am fost atent. Cum să dormim? Training-ul ăla și cu... Da, de fric și de umezeală ce era, să-mi fofoleau și în pelerin. Uite, multă lume nu știe, credea că vă duceți la știu toaleta acolo sau asta. Da. Dar hârtie igienică aveați de la produs, dar tău cum vă-i? Nu aveam nimic, Cătălin. Nici hârtie igienică? Nu. E, nu-ți dai seama așa, sau cum povestești. Mai când îți dai seama că mai... Nu, te duceai direct în apă, după aia aveai apa lungă. Aveam bideu, dar bideu era în mare, știi? Și n-a păsai, așteptai valul, stăteai mai așa pe vârfuri și venea valul. Jap, știi? Atât că nu băgau ăia apă caldă tot timpul, știi? Păi nu știu că de ce nu se duce nimeni să pescuiască. Asta că mă duc eu. Mai vrei la Survivor, Ciucă? Da. Mai vrei? Da, vreau. Iartă-mă, Ciucă, nu fi nervos. Vrei? Vreau. Alo, alo, Marcel, ne auzi? Marcel. O să spun o vorbă. Salut, Marcel. O spun o vorbă bună. Salut. Oh, Doamne, bun. Și uite că lumea nu știa toate poveștile astea, știi? Avea impresia că sunteți în puf, tu i-ai spus ieri sau alaltă când a venit la emisiune, o chestie care e foarte tare. Doamne, am mâncat 9 lingurițe de orez, atât. Linguri, atât. Da, da. Păi atâta era dacă pierdeam și îți spun ceva. Eu mai m-am uitat înainte de, mă uitam la turci, mă uitam la, la sârbi, la greci. Ăștia au începuseră competiția puțin înaintea noastră și m-am uitat și la sezoanele precedente. Și am și spus, faimoșii în nicio țară, primele 4-5 săptămâni, nu prea au câștigat. După aia... După aia, ușor, că mai iese unul, mai intră altul, să și mai... Se ești, da? Știi ce se întâmplă? Te duci acolo și am mai spus, te duci, a, faimosul, nu da, știu ce, vine... Înainte de publicitate, a venit Bunelu, Greta, unde e? Să ne dă și nouă tor să mâncăm aici cu invitație? Hai să vedem. Bunelu! Vreau să văd autor de la Constantin Enceanu. Da, da, și noi se cere nevoie. Ziua și la aia mă uit la alea, la fursecurile alea, sunt de decor. Poate prindem tor. Știi ce vreau să vă întreb, sincer, dacă... Bunelu, avem niște invitații aici la ziua dumneavoastră, la mulți ani. Haideți aici să vă cântăm la mulți ani. Haideți aici să vă cântăm la mulți ani. Păi stai că nu mi-am luat și eu costumul de scandal. Bună ziua, ținu-l că aici. Maestru Constantin Enceanu, maestru folclorului românesc. La mulți ani, domnule, să fii sănătos. Să cum vreți dumneavoastră să te faci. E supraviețuitor. Băi, am văzut, am urmărit. Stai să stau și eu cu fața. Da, stai, Bunelu, cum vrei, mata. Ideea e că cu tortul ăsta ne-a făcut cu ochiul și vreau să-ți cântăm la mulți ani. Te-ai uitat la Survivor, a? Da. Și știi că vrând nevrând soția mea urmărește și n-am avut încotro că nu mi-e mai dragă cearta, să știi. Și am acceptat să mă uit și... Chiar e frumoasă, interesantă emisiunea, bravo. E, da, ai văzut cât de durie, asta spuneau, se duceau. Da, eu am mămit cum a rezistat Andreea, pe cuvânt, că la un moment dat am văzut-o, era prăbușită, era... Hai ca bărbați, mai Robert, zic. Robert, acolo, da, mai Robert, forță. E mai ușor. Bravo, pentru bune, bărbați, dar fetele sunt de admirat, sincer, sunt de admirat. Numai o secundă, Bunelu, ca să vezi cum stau lucrurile. Dacă ce, totul ăla nu e butaforie? Totul nu, Bunelu, vrem să zicem la mulți ani și dacă ne dai și nouă să mâncăm o felie, că le e foame la oameni. Oricum nu pot să le iau cu bine, chiar dacă aș vrea nu pot să le iau cu bine. Atunci lăsați-l la aici, aș vrea din Enceanu. Mă rog mult de tot, dacă se poate un la mulți ani. Bagă ceva, Ciucă, stai, să nu ori fi atent. Pentru maestrul Constantin Enceanu, corul emisiunii la Măruță va cânta la mulți ani pentru o felie de tort. Bă, suntem faimoși, să mâncăm! Da. Perfect. Bravo, să dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Și tot ce-ți dorești. Ne-ai scos din foamea astăzi, copii, pe cuvânt. E un tort... Să fii sănătos, Doamne, Cătăline. Nu n-a venit cu mâna goală, să știi. Nu, stai să... Dă pahar de acolo, te rog, voi frumos. Bunelu, ia uite aici la mulțean pentru faimoșii care au fost în luptă. Am niște coniac de... Ce ai? Vestul. Perfect. Bă, era poftă de tortul Bunelu și era păcat. Iar acum, pentru telespectatorii noștri, imaginea cu Zmărândescu și Cerebel, că iată s-a ajuns, Robert, și la cearta asta. O vedem asta acum. Asta va destabiliza foarte mult. Sau vedem după publicitate. Acum. Deci, Bunelu, fii atent ce se întâmplă acolo. Deci, nebunia e mare de tot. Priviți despre ce este vorba.
nu m-am așteptat să fiu nominalizat. E, acu' e întrebare, de ce tu? Motivele și motivația mea pentru a te nominaliza au fost generale, înspre o schimbare și evoluție și mi s-a părut că tu ai luat-o un pic personal și în atac. A fost o alegere strategică și știam de la început că o să fie o alegere. A început lupta și între Smărândescu și Cerebel, dar analizăm și vedem ce spun faimoșii de aici din platou în câteva momente. Până atunci trimiteți mesaje de la mulți ani lui Constantin Enceanu. Nu se dea Dumnezeu sănătate că n-a lăsat să-i mâncăm din tortul pe care l-a făcut. La mulți ani, Doamne, la mulți ani, Doamne, ajută, maestre. Rămâna, vă publicitate, revenim și vedem ce a spus Smărândescu despre Cerebel, cum este văzut de oamenii de aici din platou emisiunii, care sunt morți de foame, luăm publicitate și revenim.